Roșalbastru sunt, bună seara România. Vă salut din Ghencea, că aici e șmecheria. Cel mai tare club, cel mai tare palmares. Aici e farmacia cu rețete de succes. Vrei ca să vezi fotbal, vino aici dacă vrei. Sau du-te la vecinul dacă vrei să vezi căței. Forța Dinamo, vă salut dinspre Obor. Pe Bulevardul Mare cu nume de domnitor. Nu vă călesc pe nimeni, astăzi nu trag nicio clapă. Dar aici este miezul, bine ați venit în groapă. Nu l-ascultați pe ăsta, așa fac invidioși și cei mai tare din țară. Totdeauna câinii roșii n-au fost mereu decât oile lui Gigi. Da, măcar noi am văzut grupele ligii. Te invit pe Ghencea și fac asta, știi de ce? Jucăm în Champions League și să vezi și tu cum e. Fiindcă voi jucați ca în concediu medical, de-aia stadionul l-au pus fix lângă spital. Sunteți niște clop când e vorba de șutat, de-aia stadionul lângă circa a fost plasat. La voi în Ghencea, mare risipă. Aveți jucători, însă nu aveți echipă. Zilnic unii vin pe când alții pleacă afară. Steaua București este cea mai mare gară. Dacă n-ar fi Gigi să mai bage banii, v-ați duce de râpă, ați arde ca șobolanii. Și apropo de ars, și acum mă amuză că noi 97 v-am dat foc la o peluză. Apropo de ars, voi sunteți un foc de paie. Privind la palmares, steaua sincer vă îndoaie. Când noi luam cupa la Sevilla în 86, voi încă nu puteați să legați 2-3 pase. Se vede că nu ești decât o oaie din turmă. Vorbești de 86 când cu 30 de ani în urmă. Dinamo a fost prima echipă din România. Când noi jucam în cupe, voi pășteați câmpia. Mai mult de atât, dacă amintim trecutul, tot aici în groapă a ajuns vedeta Mutul. Lasă-mă cu Mutul, te rog să nu-mi amintești. Ați făcut un rău că l-ați luat de la Pitești. La cum joacă acum 10 ani de acum încolo. Nu prinde mondiale, mai bine lăsați acolo. Bine că aveți voi jucători mai tari ca noi. L-ați dat pe 3 cămile în Arabia pe Rădoia. Cum e de duzină în deșert la Alain. Se plimbă cu comorul prin nisip cu Aladin. Gândești cât o petardă, lasă-mă să-ți dau refresh. Cel mai scump transfer e al Stelei Chiricheș. E un luptător, ne aduce mândrie nouă. În jumătate de an a rupt Anglia în două. Lasă-vă vrăgeara și-a făcut de râs echipa. L-am văzut la știri cum a rupt în două sticla. Gata până aici, mai danezi din lacul tei. Nu-ți mai permit să dai în eroii mei. Crezi că ești mai bun? Ne vedem pe stadion. Și vedem la vară cine este campion. Scuze că mă bata, de ce urlați așa? Asta este moda acum în divizia. Nu vă mai certați că e prea frumoasă viața. Când jucați la vechi, nu ca mine dimineața. Vă e dor de rapid, vă aștept pentru a juca. Dar să retrogradați, noi nu mai urcăm în ap. Rap, 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 rap.